Astăzi l-am alături de mine pe Cristian. Mulțumesc, Cristian, că ai acceptat să faci interviul ăsta cu noi. Veți vedea că vom aborda mai multe subiecte. Dar pentru interviul scurt o să-i pun câteva întrebări fulger la care răspunzi foarte simplu, pentru că vom dezvolta apoi interviul mai lung. Ok, dându-l un cronometru imaginar. Okay. Ce ai studiat? Facultatea de Drept. Ok, cum a fost admiterea? Foarte grea. La ce ai făcut admitere? Economie și gramatică. Ok, și după facultatea de drept ce ai făcut? Am dat un examen la notariat pe care l-am picat și am mai dat în coată și l-am luat. Ok, două avantaje și două dezavantaje, sau mă rog, un avantaj și un dezavantaj la domeniul ăsta juridic? Ajungi să cunoști foarte bine legea, iar asta te ajută în viața de zi cu zi, iar dezavantaje... Nu știu. Nu sunt. Cred, mă, înveți chestii mișto. Nu sunt dezavantaje. Ok. Și ce faci tu acum? Cu ce te ocupi? Sunt content creator, creez conținut în mediul online și într-o săptămână devin și scriitor. Foarte tare. Ce-ți place cel mai mult la asta? Îmi place faptul că pot să învăț pentru mine și în același timp pot să ofer și oamenilor din jurul meu ceea ce învăț. Și cum ai ajuns să fii content creator? De unde a venit ideea asta? A venit dintr-o... foame de a deveni puțin mai mult decât ceea ce eram sau din a deveni puțin mai încrezător decât eram înainte. Iar asta s-a tot schimbat pe parcurs și a devenit ce e astăzi. Ok, și care ar fi principalul lucru pe care vrea să îl spui cuiva care e la liceu acum? Să nu încerci niciodată să fie influențat de oameni din jurul lui să facă ceva sau să nu facă ceva, pentru că nimeni nu știe mai bine decât tine ceea ce poți sau nu poți să faci. Prin ceea ce faci în timpul vieții, poți să înveți singur sau să afli singur ce trebuie sau ce poți să faci. Super tare! Mulțumesc frumos! Ăsta a fost interviul scurt cu Cristian. După cum vedeți, avem foarte multe de discutat, așa că mergeți în descriere și aveți link acolo către interviul lung unde o să vedeți toate detaliile pe care vi le doriți. Pa!